Primarii ar putea avea mandatele limitate. Potrivit lui Marcel Ciolacu, edilii ar putea fi opriți la două mandate în fruntea unei localități. Premierul spune însă că aici este nevoie de părerea românilor, dar o reformă administrativă trebuie să avem. Cred că este nevoie în România de un test zero. Pentru că adevărul nu-l avem noi, oamenii politici sau persoanele publice. Adevărul este la români. Votul este la români. Noi trebuie să comunicăm cu românii și să, în toate sondajele de opinie, indiferent cât de bine stăm sau rău, ca și partide, vedem că direcția în care se îndreaptă România este una greșită peste 50%. De ce se întâmplă lucrul acesta? Și din cauza noastră. Pentru că trebuie să comunicăm mai mult cu românii. Trebuie să spunem de ce luăm aceste decizii. Trebuie să ne asumăm aceste decizii. Să nu ne ascundem. Trebuie să le vorbim curajos. Dacă românii doresc ca după 2024, cei din administrația locală și centrală să aibă maximum două mandate, atunci așa vom face. Marcel Ciolacu a cerut celor din teritoriu să se reorganizeze și să reformeze instituțiile pe care le conduc. Nu vă fie frică de reforme. Nu veți pierde alegerile dacă veți explica oamenilor de ce este nevoie de aceste reforme. Atât la nivelul administrației locale, cât și la nivelul administrației centrale. Este nevoie nu să dăm oameni afară. Este nevoie de o reorganizare. Este nevoie de o implicare mai mare a celor care în acest moment lucrează în administrația locală și centrală. Este nevoie de un echilibru între veniturile din zona privată și veniturile din zona publică.